Uniunea Europeană implementează mai multe proiecte în Republica Moldova în contextul susținerii antreprenoriatului. Am să-l rog pe Valerian Tăbârță, coordonator al proiectului Remitențele Comunitare din Republica Moldova, pentru a face unele comentarii în acest context. Organizația pe care reprezint eu, și anume Hilsec Austria Moldova, la moment implementează un proiect în Republica Moldova care se numește Remitențele Dezvoltă Comunitățile și este vorba despre susținerea micului business și anume acelor migranți sau rude de grad 1 și 2, acestora care doresc să-și dezvolte sau să inițieze o afacere. Proiectul nostru se implementează în raioanele Pelenești, Șoldănești, Rezina și Orhei. Se implementează deja a doilea an, cu începere în aprilie 2011 și până în iunie anul curent. Inițiativa de a implementa așa un proiect a venit de la universitate pe care noi am văzut-o implementând alte proiecte în această regiune și anume de a susține pe cei migranți care vin în țară și care întâmpină unele dificultăți în a-și crea sau aș dezvolta afacerea proprie. Și astfel noi am vrut să contribuim la conexiunea dintre dezvoltarea comunităților și migrație și astfel maximizând efectele pozitive a migrației. Prin eficientizarea investirii remitenților care vin în Republica Moldova și după câte știm noi sunt considerabile pentru economia țării noastre. Este și scopul proiectului nostru și anume de a face conexiunea între dezvoltare și migrație. Ca beneficiari a proiectului nostru sunt persoanele din Republica Moldova, foști actuali migranți sau rudele acestora, cuprinși în vârsta între 18 și 45 de ani și care au dorința de a-și dezvolta o afacere sau deja au o afacere și ar dori să o extindă. În aceste proiecte sunt utilizați doar banii transferați de concetățenii noștri din străinătate în Republica Moldova sau este și o finanțare adițională din partea Uniunii Europene sau altor structuri internaționale? Este un proiect finanțat de către Uniunea Europeană și marea parte a banilor utilizați în proiectul nostru sunt veniți din partea Uniunii Europene și cu cofinanțarea Hilsferk Austria Internațional, care are sediul în Viena, Austria. Deci, în mare măsură, acele granturi pe care le dăm noi în proiectul nostru sunt banii veniți de la Uniunea Europeană. Beneficiarii noștri nu participă cu bani în proiectul nostru, ei doar trebuie să ne demonstreze că au investit parcursul anilor precedenți în dezvoltarea afacerilor sau vor investi în dezvoltarea afacerilor o mică parte din banii pe care au adus de peste hotarele țării. Granturile pe care deja le-am dat beneficiarilor noștri sunt cuprinși între 10.000 de euro și 15.000 de euro. Nu dăm beneficiarilor noștri bani, dar le acordăm bunuri solicitate de ei care cuprind din suma dată. Este stabilit un procent pentru remitențe și altul pentru finanțarea europeană pentru a câștiga un proiect? Condiția proiectului pentru a beneficia de un grant din partea Uniunii Europene a fost de a demonstra investiție inițială sau de a demonstra bani suficienți pentru a participa în proiect. Este vorba despre în cazul unei afaceri existente și când beneficiarul nostru dorește să-și extindă afacerea, este vorba de 40% din suma grantului primit. Când vorbim despre un beneficiar care este la început de cale sau care își inițiază o afacere, e vorba de 20% din suma grantului primit. Ar putea fi mai multe finanțări europene pentru un singur proiect? Ar putea fi mai multe finanțări europene pentru un singur proiect. În cazul nostru am spus că este o cofinanțare, este o Comisie Europeană pe de o parte și Hilsferk Austria International pe de altă parte, dar sunt proiecte care sunt implementate în Republica Moldova care beneficiază de bani din partea mai multor organizații, inclusiv Comisia Europeană și alte organizații și fundații atât din Europa cât și din Statele Unite. În Republica Moldova se mai implementează proiectul PARE 1 plus 1 tot în contextul susținerii business-ului acelor care doresc să investească în Republica Moldova, dar și să activeze. Mai este un proiect PARE 1 plus 1 care se implementează concomitent cu proiectul nostru. Ideea proiectului nostru a apărut cam în același timp cu ideea proiectului PARE 1 plus 1. Inițial noi n-am știut despre existența unei idei similare sau unei propuneri de proiect similare. La moment noi nu concurăm cu acest proiect și ne aflăm, hai să spunem, niște relații de colaborare, colegiale. De altfel, noi nici nu putem să concurăm cu acest proiect, deoarece este implementat de către Guvernul Republicii Moldova și este vorba despre o sumă financiară cu mult mai mare, care depășește de multe ori proiectul nostru. Este asemănător, într-adevăr, ca și în proiectul PARE 1 plus 1. Noi nu avem mai componenta de granturi, dar avem și componenta de instruire a beneficiarilor noștri sau a migranților și rudelor acestora care doresc să-și inițieze o afacere. Plus la asta avem un șir de mese rotunde în regiunea de implementare în care participă
participă atât antreprenorii, cât și administrația publică locală, oficiile desconcentrate a Guvernului Republicii Moldova în teritoriu. Astfel, noi dorim să atenționăm asupra problemei micului business, asupra problemei migranților care se întorc în Republica Moldova și care întâmpină diferite dificultăți în crearea și dezvoltarea afacerilor proprii. Printre beneficiarii acestui proiect, remitențele dezvoltă comunitățile din Republica Moldova și Ștefan Sanduc, am să vă rog să ne spuneți cum reușiți să implementați acest proiect. Cât de greu sau cât de ușor se începe o afacere în Republica Moldova, cum se dezvoltă? Am lucrat 4 ani în Marea Britanie, după aceea am hotărât să mă întorc și să deschid propria afacere. Să știți că de la început a fost foarte greu. Din ce motiv? Majoritatea migranților care stau foarte mult timp peste hotare se adaptează la noile condiții acestui stat care lucrează. Este clar că acolo este viața mult mai ușoară și în acest considerent este foarte greu de a lansa o afacere la noi. Eu am început ideea de a deschide afacere prin intermediul internetului. Am accesat diferite proiecte și, cu părere de bine, am găsit întâmplător organizația ODIM. De acolo și a început succesul meu. Am decis să fac cursuri antreprenoriale care au ajutat foarte mult. Ceea ce privește de a deschide o întreprindere în condițiile Republicii Moldova, eu cred că este foarte simplu de a deschide întreprinderi, dar este mult mai complicat de activat. Ca să vorbim de a face o afacere, Republica Moldova este nevoie de foarte mulți bani. Ceea ce aș spune pentru migranți, că dacă ar dori ca să deschidă o afacere în Republica Moldova, să se gândească bine, să se documenteze fiecare proiect în parte și din start trebuie ca să aibă o contribuție proprie. Astfel, fiecare proiect, din toate care le cunosc eu, necesită contribuția proprie. Deci, într-adevăr, în Republica Moldova sunt foarte multe proiecte, bugete mici, bugete medii, bugete foarte mari. Însă, condițiile nu sunt simple de a accesa aceste granturi. Plus la aceasta, aș spune pe ansamblu, toate proiectele, dacă să le sumăm, nu sunt atât de mari bugete. Ce vreau să spun prin aceasta? Că anual migranții transferă oficial peste $1 miliard, plus la asta neoficial cred că mult mai mult. Dar dacă să axăm toate proiectele, este un procent foarte, foarte mic, ceea ce cred că procesul de migrație este încă în creștere și foarte puțini migranți, aș spune că doresc să inițieze afacere în Republica Moldova. Printre prietenii care îi cunosc eu de peste hotare, când le povestesc despre aceste proiecte, pe foarte puțini îi conving de a se întoarce în Republica Moldova și mulți, într-un fel, le-ar fi ca o glumă că eu fac afacere în Republica Moldova. Dar, în linii generale, după cum iarăși spus, sunt foarte multe proiecte, proiecte care le-aș menționa, proiecte tari, iarăși organizația ODIM, cu cursuri cu finanțare, proiectul Pare 1+1, proiectul migranți.md, sursele IFAD, fondul de subvenționare și alte proiecte. Ați aplicat pentru grantul apicultură, procurarea laboratorului mobil de extragere a mierei de albini. De ce anume acest domeniu este mai atractiv pentru climatul investițional din Republica Moldova sau au fost alte motive? Aș vrea ca să menționez și ca să dau ca un sfat viitorilor antreprenori. Înainte de a face o afacere, din start să ne gândim, trebuiește sau nu trebuiește această afacere și locul unde se va desfășura afacerea. Ideea mea din apicultură este o idee familială care din generație în generație ne ocupăm cu apicultura. Eu sunt migrant și fratele tot a fost migrant. L-am convins și s-a întors și el și am început să dezvoltăm apicultura din motivele de bază că activitatea noastră la moment este desfășurată pe 2 raioane, Șoldănești și Rezina. Sunt un șir de lideri care au nevoie de serviciile noastre. Mierea de albin din Republica Moldova este un produs care ajunge mai bine pe piața europeană. Dumneavoastră v-ați extins afacerea și în exterior, mă refer dacă exportați mierea în Uniunea Europeană, să zicem. Suntem în anul 3 de activitate în apicultură și aș spune, ca să fac o totalizare, sunt mulțumit unde suntem, în sens că suntem un grup de producători, avem același scop de a face un exemplu în apicultură, de la început până la sfârșit. Este un lanț foarte complex care necesită foarte mari investiții. Am apelat împreună la foarte multe proiecte și nu este important numai partea financiară, dar este nevoie și de resursele umane foarte calificate. Avem resurse calificate apelând la Academia de Științe, la Universitatea Agrară, adică încercăm să identificăm resursele de la noi din țară. Nu este corect că noi nu avem resurse umane calificate. Avem, dar trebuie să le identificăm. Am apelat și la Asociația Națională a Apicultorilor, care m-a ajutat și mă ajută foarte mult și împreună cu ei am luat decizia de a procura un laborator mobil de extragere a mierii direct în câmp. Din motive că nu este încă așa ceva în Republica Moldova, sperăm să implementăm acest proiect prin intermediul Hillsberg Austria, care am beneficiat de acest grant și
ca urmare, dacă va fi așteptările care le preconizăm, vom demonstra și la alți culturi necesitatea acestui laborator. Ceea ce ține de export în Uniunea Europeană, avem legături directe cu o companie din Italia, care avem deja stabilite relații de a vedea care este situația cu apicultura în Republica Moldova și intenționează de a investi și să construim un centru pentru apicultură, ceea ce iarăși nu este în Republica Moldova și de a exporta direct în Uniunea Europeană. Cum am menționat, este nevoie de resurse umane calificate prin inovații și transfer tehnologic. Încercăm să culegem iarăși fel de fel de capacități și la moment suntem în colaborare cu Academia de Științe de a înființa o stupină ecologică cu resurse umane cele mai calificate ce avem din Republica Moldova și de a produce toate produsele apicole să fie ecologice. Deja suntem selectați de o companie italiană care să ne certifice ecologic. Aceasta necesită în jur de 2 ani, dar iarăși dacă grupul de producători au un număr foarte mare, ușor putem să ne atingem toate obiectivele. Câte locuri de muncă au fost inaugurate odată cu începerea acestei activități? Fiecare întreprindere au câte 2-3 persoane, dar pe parcurs chiar acest an iarăși vom angaja persoane în câmpul muncii. Domnule Valerian Tăbârță, s-a menționat de foarte multe ori că din păcate remitențele care ajung în Republica Moldova nu sunt puse în circuit, dar este o legitate a vieții că banul trebuie să fie pus în circuit pentru a face bani. Din ce cauză remitențele în Republica Moldova nu sunt utilizate, să spunem corect, pentru a avea profit? Așa cum a spus beneficiarul nostru, este foarte greu să-și dezvolte o afacere aici în Republica Moldova și în cadrul proiectului nostru noi am elaborat așa un instrument pentru a facilita tinerii antreprenori sau antreprenori care sunt la început de a parcurge calea asta mai ușor și am editat o revistă sau o carte care se numește Ghidul antreprenorului pe înțelesul tuturor și care poate fi găsită la noi pe site migranți.md și astfel am încercat cumva să venim în întâmpinarea acestor antreprenori de a-și crea o afacere cu mult mai ușor. Ați menționat că foarte puțin este procentul celor care se întorc în țară și investesc în afacere, așa este. Suntem într-o totul de acord cu dumneavoastră și în anul 2011 am făcut o cercetare sociologică în arealul de implementare a proiectului nostru, care a demonstrat că peste 60% din remitențele care vin în Republica Moldova sunt investite în consum. O altă mare parte este investită în construcții de case, construcții adiacente pe lângă casă. Foarte puțin procent, aproape sub 10% sunt remitențele care sunt investite în afaceri. Mai mult decât atât, doar aproape 3% din respondenții noștri au spus că ei ar dori să-și deschidă o afacere. Întrebarea noastră logică a fost de ce se întâmplă asta, care este motivul și cred că putem vorbi despre două motive de bază. În primul rând, persoanele care vin de peste hotare, migranți, sunt puțin informați sau au cunoștințe puține de a-și deschide o afacere și plus la asta nu putem să ne așteptăm toți migranții care vin de peste hotare să-și deschidă o afacere. Deci este un proces natural și care ne spune că nu poate fi 100% de persoane care să-și deschidă o afacere. Dar mare parte ei nu au cunoștințele necesare și n-au nici instruire necesară, nici abilitățile necesare pentru a-și deschide o afacere. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, în Republica Moldova încă nu sunt create condițiile propice pentru mediul de afaceri. Când spun condiții propice, am în vedere că nu este un mediu tocmai atractiv de a investi nici pentru migranții noștri, nici cetățenii care sunt aici în Republica Moldova și nici pentru investitorii care vin de peste hotare. Și asta ne demonstrează iarăși în studiul nostru arătat că oamenii identifică printre problemele care există în Republica Moldova așa probleme ca corupția, care este foarte mult indicată de către respondenți. O altă cauză este guvernarea dificilă pe care o avem în Republica Moldova. O altă cauză este sistemul fiscal existent, sistemul juridic neeficient sau corupt și așa mai departe. Deci este un șir întreg de cauze care face ca antreprenorul sau oamenii să-și revadă decizia lor de a investi în Republica Moldova. Sunt multe exemple când antreprenorii încep o afacere, dar la un moment dat ei nu-și mai pot dezvolta afacerea din diverse cauze și mai puțin putem vorbi despre abilitățile lor. Da? Sunt niște cauze de natură, de politici, realitățile societății pe care le avem în țară. ONG-urile, reprezentanțiile ONG-urilor de peste hotare în Republica Moldova, Comisia Europeană au multe inițiative de a dezvolta antreprenoratul în Republica Moldova, de a ajuta, de a veni cu un suport pentru migranții care vin în Republica Moldova, de a-și dezvolta afacerea și astfel de a dezvolta comunitățile în particular și Moldova în întregime, dacă vorbim despre scopul final al proiectelor astea, dar asta nu este de ajuns. În Republica Moldova este necesar de niște schimbări cu mult mai radicale și la un nivel cu mult mai mare. Să spunem așa, niște schimbări structurale. E vorba despre politici corecte,
proiecte ale statului. Vorba despre favorizarea de către stat a dezvoltării antreprenoratului și vorba despre o deschidere a instituțiilor publice, a instituțiilor statului față de antreprenori și față de dorința lor de a se dezvolta și prin asta a dezvolta și țara noastră. Vreau să vă întreb dacă în cadrul proiectului Remitențele Comunitare din Moldova se acceptă și înființarea unor întreprinderi mixte. Da, e posibil așa o întreprindere, cu toate că noi n-am avut așa o cerere de finanțare, n-am avut niciun beneficiar care ar fi dorit să deschidă o afacere mixtă cu o țară europeană sau o altă țară în care sunt prezenți migranții noștri, dar nu am pus ca obiectiv special așa un tip de afacere, de o afacere mixtă. Dar nici n-am pus nicio interdicție față de așa o afacere. Cum se monitorizează utilizarea corectă a finanțelor în acest proiect? După cum am spus, beneficiarii noștri nu primesc resurse financiare, ei primesc bunuri care sunt procurate de către reprezentanța Hillsacker Austria Moldova. Ei primesc bunurile, utilajele care le folosesc pentru a-și dezvolta afacerea lor. Deci e vorba despre vizite de monitorizare care vor fi cel puțin o dată în 2 săptămâni pentru a vedea care este starea de lucru. E vorba despre fișele pe care le are fiecare antreprenor care trebuie să le îndeplinească pentru a vedea cursul dezvoltării afacerilor, dacă se dezvoltă sau dacă este în stagnare și care sunt cauzele lor. Aceste bunuri sunt primite de către beneficiarii noștri în folosință doar pe parcursul implementării proiectului. După ce ei vor demonstra că într-adevăr bunurile sunt folosite conform destinației și afacerea lor este în dezvoltare, atunci vom încheia contract de donații finală. Până atunci, aceste bunuri aparțin Hillsacker Austria International, dar sunt date doar în folosință. Și dacă sunt încălcate prevederile acestui acord, se restituie sau se ziliază acest acord? Cu beneficiarii noștri noi avem încheiate acorduri de grant. Ei și-au luat angajamentul de a ajunge la anumite performanțe, să spunem așa, anumiți indicatori care trebuie să fie îndepliniți. Noi sperăm că nu vom avea cazuri în care va trebui să realizăm aceste contracte de granturi și beneficiarii noștri să fie impuși să ne întoarcă bunurile care au fost date spre folosință, dar în cazul în care unul din cei 7 beneficiari ai noștri care au primit granturi nu vor implementa proiectul propus de către ei conform planului de afaceri pe care l-au scris sau nu vor ajunge la cei indicatori care sunt necesare de ajuns pentru a demonstra viabilitatea afacerii, va fi necesar să ne restituie bunul și astfel să realizăm contractul de grant. Cine stabilește domeniul de activitate? Solicitantul de grant sau instituția pe care o reprezentați? Atunci când am lansat concursul de granturi au fost stabiliți anumite criterii. N-am fost foarte restrictivi pentru solicitanții de granturi. Noi am pus accent pe inițiativa și creativitatea beneficiarilor noștri. Noi le-am permis lor să ne propui afaceri în orice domeniu în care ei doresc. Deci nu am fost restrictivi deoarece am contat pe faptul că beneficiarii vor veni de peste hotare deja cu niște idei de afaceri bine conturate acolo și cu niște abilități, capacități pe care le-au căpătat peste hotare și poate despre care noi aici nu le realizăm și nu ne dăm seama și de aceea nu am pus nicio restricție în sensul ăsta pentru a nu stopa o inițiativă foarte bună din start. Am pus doar niște restricții care se pun la orice proiect, adică nu am finanțat activități politice, n-am finanțat niște servicii cum ar fi schimb valutar, lombard, notariat și așa mai departe. Am pus accentul pe producere, idei de afaceri care ar investi în producere.